Bună ziua! Invitatul ediției de astăzi al interviurilor săptămânale PS News este președintele Consiliului Județean Ilfov, liberalul Marian Petrache. Bună ziua, domnule Bună Petrache! ziua! Vă mulțumim pentru că ați venit. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Voi începe cu o întrebare care este cât se poate de actuală. Ce așteptări aveți de la alegerile parlamentare de acest an? Cum vedeți strategia partidului și la nivel de așteptări, încă o dată, cum vedeți rezultatele spre care ne îndreptăm? Îmi doresc din tot sufletul ca românii să facă deosebire între minciună și adevăr. Îmi doresc din tot sufletul ca PNL-ul să ajungă la guvernare, pentru că are un program foarte bun și țin să vă readuc aminte că este partidul care a lansat programul de guvernare încă din februarie 2015 și îmi doresc tot binele pentru românii din această țară. Că tot ați vorbit despre programe de guvernare, ați avut timp să răsfoiți programul principalilor rivali, mă refer la cei de la PSD, programul lor de guvernare care a fost lansat acum ceva timp și susținut de Liviu Dragnea și de toți vectorii de imagine PSD, l-ați citit? L-am citit cu foarte mare atenție, pentru că așa e normal. De-aia am și spus că îmi doresc ca românii să facă deosebirea între minciună și adevăr. Din punct de vedere strategic, al capacității de a aduce voturi, PSD-ul a făcut un program perfect, adică vinde iluzii românilor în mod profesionist. Mai exact. Mai exact, am sentimentul că au avut o analiză sociologică foarte bună și au văzut care sunt așteptările românilor. Au văzut cât costă, între ghilimele, aceste așteptări, adică au calculat cât ar trebui să fie salariul, cât ar trebui să fie pensia, după analiza sa Un sociologică. calcul cinic Au făcut, electoral. exact, după părerea mea, un calcul cinic, din păcate electoral. Au stabilit care ar fi cheltuielile pentru toate aceste măriri de salarii și reduceri de taxe și impozite și pe urmă au făcut foarte ușor pe hârtie de unde, că era normal, de unde vin aceste venituri, astfel încât să acopere cheltuielile de care au ei nevoie în propagandă, puțin mai mari, adică față de vreo 88 de miliarde s-au dus la vreo 90 și ceva E de doar miliarde. promisiuni populiste lipsite de orice acoperire din punctul ăsta de vedere. Mi s-a întărit acest sentiment aseară când am văzut-o pe doamna Firea când explica românilor cum mărește pensiile și cum micșorează taxele și impozitele. E adevărat, doamna Firea acum are un grad de notorietate pozitivă destul de mare. Probabil că o să vedem în zilele următoare vorbindu-ne și despre autostrăzi și despre Ministerul de Finanțe. Că tot veni vorba Doamna despre. Plumb, pe care s-a construit inițial, vă duceți aminte cât ne vorbea doamna Plumb despre venituri, despre salarii și despre pensii, cât s-a plimbat PSD-ul vreo 2 ani până la televiziuni să ne explice cum face legea salarizării unice și cum n-a mai făcut-o. Păi nu De avem nimic în fapt, toate acestea. după părerea mea, PSD-ul are un mare ghinion. Au fost 3 ani și jumătate la guvernare până acum. Deci ei au fost la guvernare până în 2016, până la finalul 2015. Mi-aduc aminte de sloganul unui primar. Ceea ce ei promit că fac, eu am făcut. Deci PSD-ul, dacă vroia într-adevăr să ne convingă, trebuia să tot ceea ce promit acum trebuia Să să fi facă făcut în într-adevăr. aia 3 ani și jumătate de guvernare. Ați vorbit despre autostrăzi, despre eterna problemă a infrastructurii. Poate să prezinte PSD-ul, iată, prin vocea doamnei Gabriela Firea, vreo împlinire în acest sens? Asta cu Veniți din. autostrăzile e mai interesant. Știți că prima dată a apărut la televizor domnul Șova și ne-a făcut o hartă a autostrăzilor. După aia, arta cuprindea și un cort al domnului Ponta. Dacă mai gândim pe asta, Comarnic, Brașov. După aia a venit domnul Rus, a șters cu buretele toate autostrăzile lui domnul Șova, gata făcute, pe
pe hârtie și a apărut dumnealui cu noi autostrăzi. Acum am înțeles că au venit cu o altă variantă, avem alte puncte de interes, nu Pitești Sibiu. N-am văzut-o pe asta, adică pe asta am văzut-o mai puțin, dar am văzut că e foarte important Bucureștelor, mă. Și credeți că, în afară de simplele promisiuni de campanie, s-ar putea schimba cel puțin în viitorul mai mult sau mai puțin apropiat ceva, vreo optică privitoare la această problemă a infrastructurii? Pe final de mandat, domnul Ponta a avut o ieșire publică cu care, ca să vedeți că nu, care sunt total de acord. Fiind o problemă foarte serioasă pentru România, astfel încât să nu fim ocoliți de marile rute europene, a spus că acest master plan pe transport ar trebui discutat în Parlament și asumat toate partidele. Da, așa cred. Așa cred, ca să nu începem de fiecare dată o altă autostradă când se schimbă ministrul, nu mai vorbesc de guvern, și să ne trezim ca în perioada guvernului Ponta, dacă tot îi place de zero, cu kilometri zero la autostrăzi, mi se pare că au picat vreo 20, s-au surpat. Înțeles. În perioada asta. Dar de la promisiune până la fapt este întotdeauna distanță foarte mare. Din păcate. Un consens în domeniul ăsta cam niciodată n-a fost parafat, decât fluturat așa din perspectivă electorală. Să nu ne mire atunci, și asta e o vină generală pentru toată clasa politică, să nu ne mai mire atunci de ce nu au oameni încredere în noi. Pentru că sunt câteva teme în care clasa politică ar trebui să așeze la masă și să aibă un minim ABC, sănătate, educație, o minimă moralie care ar trebui respectată. Sunt de acord cu dumneavoastră. Și să știți că puteam să facem lucrul acesta. De fapt, asta era menirea acestui guvern tehnocrat. În perioada asta, de un an de zile de respiro pentru partidele politice, ar fi trebuit ca noi, partidele mari în primul rând, nu vreau să exclud pe nimeni, dar în primul rând... Să vă așezați la o masă rotundă. Și să cădem, când nu eram presați de nimic, să cădem de acord pe niște teme care sunt de interes național, indiferent de culoarea politică a partidului care conduce la un moment dat această țară. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, dar știți foarte bine că există blestemul anilor electorali și nu numai în România. Este foarte greu ca principalii pioni politici să se așeze la o masă și să parafeze într-adevăr un proiect de viitor. Din păcate. Sunteți președinte interimar la PNL Brăila. Cum se vede scena politică din Brăila? Sunteți un luptător care ați luat parte pe diverse fronturi, și la Ilfov și prin mai multe zone. La Brăila cum este? Care sunt datele problemei? Știți, uneori te obișnuiești la fel de ușor în timp și cu lucrurile bune și cu lucrurile rele. Nu cred că există județ care să aibă drumuri județene mai bune decât Ilfovul. Nu se compară Ilfovul cu Brăila din punct de vedere al dezvoltărilor administrative. Da, nu există grad de comparații. Și nu există economic, grad de probabil. Și economic, bineînțeles. Acolo a guvernat PSD-ul foarte mult timp și se văd urmările. Sper să îmi doresc, în primul rând, să transfer de spiritul de la Ilfov și la Brăila, și îmi doresc să luăm acolo un scor bun, adică să luăm 2 deputați din 4 și un senator. Rezultatele la Ilfov, revenind la Ilfov, au fost bune comparate la nivel național. Și celebra înregistrare care a aruncat-o pe piață, a căzut așa din cer pe piață. În înregistrarea aia, la un moment dat spuneam că eu nu am promovat candidați la funcția de primar pe care nu i-am simțit pregătiți pentru funcția administrativă. În Ilfov, PNL-ul a crescut pentru că s-a făcut transferul de la primar la partid. Astăzi am făcut măsurători în Ilfov acum și sunt 28 de primari din 40 în Ilfov. Mai bine de 72% au cotă de încredere primarii liberali.
Ceea ce e foarte bine. Să înțeleg că modelul brevetat în Bilfov o să încercați să-l implementați și la Acum, și astea alegeri generale, eu nu am de gând să rămân la Brăila, îmi iubesc Bilfov foarte mult. La nivel de organizare. La nivel de organizare mi-aș dori să întâmple același lucru, da. Vreau să vă întreb, trăim niște vremuri delicate și din punct de vedere extern și nu de ieri de azi și de câțiva ani, numai că în ultima săptămână, ultimile zile, am cam primit o serie de dușuri reci, cel puțin așa cum văd românii politica externă. Adică mă refer la faptul că Donald Trump este președintele Americii, ne place sau nu ne place, că Igor Dodon a câștigat președinția în Republica Moldova și este un rusofil și un apropiat al Kremlinului. Problemele se complică atunci când realizăm că în Bulgaria președinția a fost câștigată de un fost general pro-rus, de Rumen Radev, dacă nu mă înșel, iar premierul Serbiei este tot un pro-rus, domnul Vučić. Ce părere aveți? Se pare că Marea Neagră s-a transformat într-un fel de lac rusesc, așa spun analiștii din afară, și planează tot soiul de semne de întrebare. Oare ce concesii o să facă Trump Moscovei? Dacă își normalizează relația cu Moscova, s-ar putea să facă concesii în sud-estul Europei. Tocmai vorbeam de doamna Firea, că a început să priceapă la toate și nu vreau să fac și-o pasul ăsta să mă pricep la toate. Mi-e greu să vorbesc cu ușurință despre politica externă, este un domeniu foarte delicat și foarte complicat. Pot să vă spun doar ce văd eu așa, ca un om care are e atent și care are o anumită educație, nu ca un specialist în politica externă. Crampona la evenimente care le înțelege într-un anumit fel. Ce a spus dumneavoastră sunt niște fapte realizate, adică niște lucruri date, nu mai avem ce să facem noi și nici nu aveam noi cum să influențăm prea mult. Poate că dacă am fi ajutat Moldova mult mai de mult și am fi avut o politică coerentă, noi n-am fost în țară să avem politică coerentă în țară, dar aminte să avem în afara țării. Într-adevăr, nici președintele Klaus Iohannis nu s-a dus un an de zile, nu și-a organizat o vizită dincolo de Prut. Acum să punem toate relele pe ultimul președinte. Dar, să revenim. Pe mine m-a șocat declarația domnului Ponta. Anume, că a dat foarte multe, este într-o efervescență. Păi nu, asta perioadă. Cu trebuie să alegem, ori vrem mărire de salarii, ori vrem mărirea. Domnul Dragnea a ieșit și l-a contrazis pe domnul Ponta, dar, a fost întrebat de un ziarist, o să-l pedepsească pe domnul Ponta pentru declarația făcută, după părerea mea, foarte riscantă și foarte periculoasă. Hai să haideți, domnule, cum se poate? E, declarația aia aduce puncte pentru domnul Ponta, pentru că, domnule, să te joci cu nevoile oamenilor, mie mi se pare lucru cel mai... Nu vreau să folosesc cuvânt. Nu se poate să te joci cu nevoile și să spui unui om, domnule, alege, ori respectăm un contract, un tratat care ne permite să trăim într-o zonă liberă a lumii, ori vrei să-ți mărești salariile că tu ai niște nevoi. E o declarație foarte periculoasă. Și credeam că s-a încheiat, că am mai făcut una acum de curând, în care domnul Ponta constata că suntem defazați. Sau cel puțin așa am citit declarația domnului Ponta, că tot ce în jurul nostru e roșu, și numai noi suntem de... Noi vrem altceva. Păi... Cred că va trebui să o trăiască și poporul. Pentru dacă vrem viziune, altceva, acum nu vreau să fiu răutăcios, dar trebuie să ne hotărâm ce vrem. Aveți dreptate, pentru o viziune unitară a politicii externe românești, alegerile parlamentare sunt cruciale. La urma urmei, de acolo va emana următorul legislativ și să știți că guvern. Apreciez pozițiilor colegilor mei de la Liberal, pentru că n-am fost așa de populiști să folosim la maximum declarațiile domnului Ponta. E un lucru sensibil, nu ne putem juca cu el. Într-adevăr, anumite tematici, cum sunt Republica Moldova, Rusia, nu, dar, Moldova... Și vreau să mai lămuresc un lucru. Nu trebuie să fim în război cu Rusia, Doamne ferește. Ba, din contră, eu cred că trebuie să avem cu Rusia normal o relație foarte apropiată, să dezvoltăm relații comerciale de respect. Facem parte dintr-o altă cultură. Sau așa ne-am ales noi la un moment dat acest popor din cultura europeană și cultura NATO. Nu înseamnă că trebuie să fie în război cu altcineva. NATO nu e în război cu nimeni și nici Uniunea Europeană nu e în război cu nimeni. Nu trebuie văzute lucrurile în felul acesta.
Dar totuși sunt niște jocuri geopolitice care pot șifona anumite așteptări. Știți Avem... că e o vorbă. Lângă un elefant e bine să nu adormi. Că s-ar putea să răsucească, sau să nu dormi cu elefantul în pat. Că s-ar putea să răsucească elefantul și să te strivească. Noi trebuie să fim atenți la tot ceea ce face Aveți Rusia. Dreptate. Din că suntem lângă un elefant, tot răsucit din suntem lângă un elefant care are apucăturile lui. Revenind ultima întrebare la Ilfov, care sunt așteptările de data aceasta la parlamentare la Ilfov? Am văzut ce ați făcut la locale. Întotdeauna alegerile din România comportă diferențe în funcție de scrutin. Adică înainte de, vă rog, vara nu-i ca iarna și nici local, nici parlamentarele ca localele. Cum vedeți campania de la locale pe Ilfov și care sunt așteptările în zona pe care o cunoașteți foarte bine? Înainte de a vă răspunde la această întrebare, vreau să spun ceva de această zonă. Din păcate, încă nu am avut o întâlnire cu doamna Firea și spun din păcate pentru că e obligatoriu să o avem în interesul cetățenilor. Dar am avut mai multe întâlniri cu domnul Oprescu. Nu vreau să-l iau de martor. Da? Dacă mint, să spună dumnealui. Și încă de la început i-am spus că această regiune, București și Ilfov, nu se mai poate dezvolta separat. Adică Bucureștiul să aibă o viziune de dezvoltare, Ilfov să aibă o altă... Un proiect comun. Trebuie să fie obligatoriu un proiect comun. Obligatoriu. Nu vreau să introduc teme de cum va fi condusă regiunea, pentru că atunci rămânem morți în această dezbatere. Vreau să spun doar așa, că trebuie să existe un plan de mobilitate pe această regiune, pentru că astfel o blocăm și din motorul economic al țării această regiune va sfârși rău. Vreau să spun că va trebui să avem un plan de gestionare unitară a deșeurilor în această regiune. Ilfov nu poate să devină groapa de gunoi a Bucureștiului. Evident. Și Bucureștiul e interesat ca Ilfov să fie o oază de verdeață pentru locuitorii săi. Motiv pentru care cred că după parlamentare sau parlamentarii PNL-Ilfov vor susține dezbaterea aceasta profundă pe viitorul acestei regiuni economice de dezvoltare, care trebuie să, din punctul meu de vedere, trebuie să fie și o administrație, trebuie să aibă o administrație unică. Credeți că veți găsi sprijin și la alte partide? Până la urmă vorbim despre un interes comun. Eu cred comun. Că viața ne va obliga și cu cât ne vom așeza mai repede la masă, cu atât va fi mai bine pentru concetățenii noștri. Vă mulțumesc foarte Eu mult. Eu vă mulțumesc.